Salut și bun venit la un nou episod de GTA 5 Online pe Barba Neagră. Uite ce vestă miștoare asta, uite și asta. Vreau să mă îmbrac și așa. Ce vreau să zic? Nu mai avem bani. Nu am bani de ajuns încât să-mi cumpăr ce vreau eu și din cauza asta va trebui să mai fac niște heisturi și o să facem împreună niște heisturi acum. Văd că ăsta e setup, nu e heist, da? Sau e heist? Human Labs nu pare a fi heist, nu pare a fi final. S-ar putea să fie setup și nu o să ne dea bani pentru treaba asta, măcar prindem experience. Dar să vedem ce o să iasă. Îmi place, eticelie tare are ăsta. Va trebui să-mi schimb și eu. Eu nu știu dacă în GTA mai pot să-ți mai schimb caracterul, fiindcă al meu e cam urât la ochi, mie nu-mi plac ochii al lui meu și aș mai schimba caracterul, dar nu știu cum, că atunci când mi-a pus pe mine să schimb caracterul, a trebuit să aleg please wait for the leader to select the height setup. Atunci când am schimbat eu caracterul, mi-a pus să aleg un bărbat și o femeie și practic copilul lor ar fi fost caracterul meu, știi, și pe baza trăsăturilor fizice pe care ăia doi le aveau, pac, ieșea caracterul meu. O chestie asta un pic mai complicată pentru preferințele mele, dar hei. O să facem Humane Raid Key Codes. Am mai făcut ăsta, l-am mai făcut și eu de 1000 de ori, cred că e unul dintre cele mai populare heisturi din GTA Online ăsta, fiindcă e făcubil și nu mai știu. Bun, ăsta e pe hard, o să ne dea unul 25 de ori reputație și cash, ceea ce e bine. Deci un 20 ar trebui să ne dea. Luăm LG-ul, și dăm un ready to play. Lookout North. Întotdeauna am fost printre cei care țineau de 6. Lookout South. Bodyguards. Așa. Să mă uit puțin să văd. Care era skill-ul ăla care îmi plăcea mie? Uite asta, nu skill. Fața asta îmi place. Fața asta chiar. Holy Redneck. Ok, și asta cum îl cheamă? The Cudoni. Ducodin. Gata, bun, hai că începem. Mai faci niște bănuți acolo, știi că vreau să mai cumpăr și niște treburi, niște armament în plus, niște chestii și... Sunt pe muche, am făcut și un heist, am zis, băi, hai să fac și un heist, să-mi dea și mie mult, știi că aia care fac heist-ul dau niște bani în plus prima dată, în cazul meu 50 de mii, parcă, sau 55 de mii, și după aia, hai boss, vină la mine. Nu vrei. Și eu conduc bine, de ce nu o luași cu mine, dar în fine. Și am făcut, dar nu mi-am ales bine orele, cum obișnuiesc eu să joc noaptea mult și tot așa. N-au fost îndeajuns de mulți player, ne-am strâns vreo 3, mi se pare am așteptat o grămadă pentru al patrulea. Mă rog, câțiva din... What the fuck? Cum să sarmă pe ea așa? Și, mă rog, ne-am plectisit, am ieșit și am pierdut 50.000. Așa că n-a fost o experiență prea plăcută. Dacă reușeam să fac heist-ul ăla, câștigam dublu, câștigam vreo 20.000 la ăla. Era super tare, n-a fost să fie. Oh, holy shit! Și din cauza asta am eu sub. Hey boy. Ce-am dat cu ăla? Scuze, colega. Scuze. Și din cauza asta trebuie să mai facem aici. Din cauza asta am eu sub 200.000 de dolari, că am avut 200 și. Și acum am 190 și ceva, iar eu trec de punctul de îmbarcare, firar să fie. Iar dăm în ăsta, dăm în celălalt acum. E foarte rapid de legiul ăsta, dacă te obișnuiești să mergi cu ele foarte tare, să știi. Și arată și bine, ce să zic. Hai să fim atenți un pic aici, sper să nu moară nimeni, e pe hard și un pic dificil ce-i drept. Și m-am făcut de râs că am dat în gardul ăla după ce am zis că conduc bine. Hey boy, hai să-i ajut pe ăștia puțin, hai să pun mașina asta, uite aici, ca să apare un pic. Îmi sacrific eu mașina pentru asta, dar e pentru binele tuturor, jucăm în echipă. Unde stau? Se întâmplă cealaltă! Fuck me, tu ce greu e aici! E mai dificil decât Colossus. Stăteam de obicei Colossus, fiindcă aici vin ăștia pe aici, uite pe aici, prin gangul ăsta pe la spate și e destul de nasol. Va trebui să fiu... Decât panourile astea două mă protejează și nu e prea mult, credeți-vă. Când o să vină și ăștia de pe jos, nu e bine deloc. Bun, ce armă să iau? O să iau pe asta micro SMG-ul, sper să scap de asta în curând și avem și niște grenezi. Ok, bun. Dăm un Q, să fie, uite pe aici, vreți prin lăcașul ăsta pe aici, de obicei mi-o iau pe coaje și acolo prin spate mă mai rup ăștia uneori și chiar și pe jos.
Deci când vin aici, când eu când mă ridic să dau la, să îi împuși pe ăștia așa prin față, vine aia prin spate și mă iau și invers. Vin prin spate și mă iau, asta n-a sunat cum trebuie. Poți să accesezi telefonul de aici? Pot. Super. Să intrăm puțin pe internet să vedem dacă mai am depozite și niște bani. Am ceva bani de depozitat, am 13.000 de dolari. E super bine. Transaction completed. Bun, acum așteptăm, văd că au venit oamenii la fix. Fiți cuminți, oamenii ăștia văd că sunt, că știu ce fac, sunt profesioniști. Nu m-am uitat la levelul lor, de obicei mă uit la ce level au ca să determin dacă sunt în stare sau nu să finiseze heist-ul. Că sunt mulți care nu știu ce să facă. Sunt mulți care trag din prima și îi sperie pe ăștia. Așa nu m-am uitat. Hai. Hai că am văzut cutscene-ul ăsta de atât de multe ori. Holy shit, mi s-a luat. De-abia am găsit un room, un lobby în care să fie populat. Bineînțeles, FIB-ul a venit. Let's go. Negru moare primul întotdeauna. Fii pe fază, fii pe fază. Va trebui să folosesc și grenăzile, așa că o să mă folosesc cu siguranță și de grenăzi. Uite, hai să ne folosim și acum aia, să vedem dacă funcționează. Hai, mă! Nu pot să le selectez. Uite una aici. Ha! V-am terminat! V-am terminat! Și pe tine? Ia să vezi ce zboară pe aia. E ultimul ăsta, nu moare. Du-te mă de aici, mă. Cine a murit? Default member died? Oh my fucking god, serios, din prima decât 1000. Oh my fucking god, deja începurăm și nici nu am început bine și deja am murit unul. Ce mi-a luat acolo în sfârc. M-am pușcat ăla direct în sfârc, că la sigur a fost gay. Nu e nimic în regulă cu asta. Nu e absolut nimic în regulă cu asta, dar nu în sfârcul meu. Hai să o repetăm. Am avut tot așa, am încercat să fac un prison break. Fuck me, de n-am repetat prison break-ul ăla, cred că de vreo 7 ori până când să ni se ia și să renunțăm, fiindcă întotdeauna murea cineva și de obicei ăla cu avionul, dacă țineți minte când pe broșonici ăla, nu știu, unul care trebuie să-l scapi la prison break și o parte din echipă trebuie să țină de avion și să-l țină în aer până când scapă alții doi pe prizonierul respectiv. No, avionul ăla tot timpul era omorât. Gata, dă-mi timpul, luăm 25.000 asta din cauza că e pe hard. Boing! Și hai sus. Noi n-am făcut treaba, noi n-am murit, a fost bine. Doar că oamenii ăștia văd că nu prea sunt atenți aici. Ia stai să mă uit puțin la levelele lor. 33, 29, 53, 51. Arată bine de tot, nu așa? Da, na. Eu am 29, sunt cel mai mic de aici. Dar... Nu contează, hei, atâta timp cât îmi fac treaba. Nu-mi place arma asta, deci arma asta nu o să trag acum că poate vină ea și se sperie. Dar arma asta e proastă rău, trage ca un shotgun, trage așa cu pauze între. Trage cu vreo, nu știu, 3-5 gloanțe, ceva de genul ăsta deodată, dar sunt inutile oricum. Nu e ceva indicat. Vreau să-mi iau și alte arme, dar sunt scumpicele, că mai ales dacă ții și... adiții la arme, știi cum ar fi supresoare sau un clip extensibil, adică să încapă mai multe gloanțe, deja nu mai rămâi fără bani, nu mai rămâi cu bani deloc. Și din nou vedem cutscene-ul foarte, foarte frumos. Și clar, și fără anti-aliasing. I fucking don't know. Niciodată n-am pronunțat bine. Anti-aliasing. Eu așa zic, anti-aliasing. Sau poate așa se zice, anti-aliasing. E rușinos, știi, pentru unul care lucrează în engleză toată ziua și ai cărui clienți sunt doar străini, să nu pronunți anti-aliasing-ul bine. Hai. Hai să ne mișcăm, că vreau să mai fac și alte lucruri decât misiunea asta. Pe asta o fac doar fiindcă am nevoie de bani. Uite-mă și pe mine aici, Susia. Take out the agents. Da, lasă-i pe aia doi acolo, o să-i aștept pe ăștia aici. Sau hai să-i ajutăm și pe ăștia. Și pe ăsta. Care tragi, mă, mine? Uite pe ăștia pe aici. E nasol că nu poți să... Poți să ursus? Ai fost mișto să poți să ursus. Headshot! Headshot, bitch! Motherfucker!
Holy shit. Nu da mine. Nu da mine. Uite cum stau ăștia, mă. Hai mă încarcă. Mamă, 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 ce mi-am luat-o pe coaje. Stai așa, stai așa, stai așa. E nasol dacă mă pun ăștia să mă mișc. Eu nu mai am snack-uri. Snack-uri. Oh my fucking god, ăsta moare mereu. Oh, serios? Nu, 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 fuck it, nu mai. Nu mai, păi dacă e unul prost care moare întotdeauna, nu mai am. Au dat și pe hard și dacă nu sunt în stare să joace pe hard, nu înțeleg de ce mai dau pe hard. Eu, de exemplu, când am făcut heist-uri, niciodată n-am dat pe hard. Asta din cauza că nu știu niciodată cine intră cu tine și cât de capabil sunt. Nu e nicio problemă, adică mori la heist-uri și eu am murit și mor tot timpul, dar... dă-i măcar pe normal ca să ai o șansă. Că așa e destul de nasol să faci heist-ul de 1000 de ori doar în speranța că mai ai 5000 în plus, că atât ai diferența. Dacă e pe normal e 20.000, dacă e pe hard e 25. Deci mare brânză nu vă imaginați că e. Bun, hai să ascundem arma asta până când nu ne bagă cineva, ne ia cineva seama. Ce mai avem pe aici? Players? No, nu-mi place nimic pe aici. Hai să căutăm o cursă, ceva mi-ar place. Și dăm pe aici pe Quick Job, Play Race. Are you sure? Yep, hai să vedem ce ne găsește. Să sperăm că ne găsește ceva bine sau poate găsim noi o mașină pe aici să o vindem. Sau cine știe, poate să jefuim un magazin. Avem în față niște curse. Hey, ne-a găsit deja. Looking for job? Da? Ah, nici n-am fost atent. Hai să vedem ce ne-a găsit. Ăsta e deathmatch, nu? Ce e ăsta? Track winding and weaving through the alleys, lots of and lanes of industrial Los Santos, lab races on motorbikes. Yay, face motociclete data asta. Ce zici, hostule, că nu te înțelege nimeni? E bun, îmi place. Bun, dă-i star maestre, că deja suntem câțiva și cred că e de ajuns. E să-l așteptăm pe om. Haide-le, boss. Merge o cursă să-ți mai enervi și de la heist-urile aia. Și cam așa e, nu poți să faci. Nu toate sunt cu reușită. Și poți să faci tu 20, că dacă reușești să termini 7 din alea 20, e bine. E bine. Chiar zicea unii că faci banii foarte ușor din heist-uri, că îți dă mult. Nu e bine tot așa. Nu e tot așa. Batia asta e bună. Sau asta. A, nu, sunt aceleași. O să iau pe asta portocalie, că asta e a mea. Și asta știu că e bună. Hai să mai dăm browse pe aici, să vedem ce mai sunt. Și asta e tare, accelerația are o grămadă acum. Da, nu, o să iau pe asta. Bati care un pic viteză mai mare, deși accelerația la acum aia e mult mai mare. De fapt, era la maxim, parcă. Nu mai îndrăznesc acum să mă mut, că mai am 10 secunde și dacă mă prinde nepregătit, nu îi bine. Hai, dale! Ce pălărie are ăla cu, în pantaloni. Gata, am pariat pe mine $300. Vedeți, mă, că nu o să câștigăm, nu? Adică e logic. Mai ales că am pariat. Ce mașină, ce motocicletă miștoare aia. Tare. Ce-s mașini? Astea motocicletele lor? Acu. Hai să vedem. Start! Run, motherfucker, run! Pe o roată, bitches, să prindem viteză. Și acum, la dreapta. Dreapta, motherfucker. Ce-au luat ăștia? Ești nebun. Mamă, îl sparg pe ăla. Deci dacă îl prind pe ăla, îl sparg cu racheta. Pe ăla l-am sparg cu racheta, asta e clară. Unde ești, mă, vină cu a? Mamă, să vezi ce rachetă îți șoptesc. Stai așa. Stai, ia uite-l. Nu pot să-i văd racheta. God damn it. Aha, știu cursa asta. O știu, am văzut-o. Nu, sus. Sus, suntem pe locul 2. Mamă, și vine unul rapid din spate. Fuștatele. Hai că ăla nu ne prinde. Ha, ăla dă duc cu rachetă în mine, cică. Ăla zice că dă duc cu rachetă în mine. O luăm pe aici, bun. Mamă, sunt exact sub presiune, că ăla din față nu e atât de departe. Aoleu, și un pistol am văzut acolo. Ce? Avem voie cu pistoale? Mamă, dar ăla aruncă în spate. Ăla e supărat pe mine din spate. Ia uite-l. Ăla-i supărat rău pe mine. Ia uite-l. Trage-n bine. Ăla trage-n mine, am văzut eu. Fuștatele, fugi. Să sperăm că greșește, că e prea concentrat să tragă în mine și din cauza asta nu o să mai ia curbele bine.
A, n-a luat racheta aia, fier. Iotră-mă! Iotră-mă cum vine el! A! Nu, 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 dă-i reset! Dă-i reset, te rog eu! Dă-i reset, dă-i reset, dă-i reset, nu vrea reset! A, firar! Mă căcai pe mine aici! M-am căcat pe mine! Sunt pe locul 3, nu, și nu mi-ajung pe așa din urmă. Aici nu trebuie să greșești nici măcar o dată pe... Acuma, dă-i repede! Ce? De ce n-am luat? De ce n-am luat? Aaa... Ia, mamă, ce tragă ea, ești nebun. Acum, luăm să ne reparăm. Bun, 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 bun. Go, 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 hai că nu mai... Văd că ăla din față nu e atât de departe. Ia uite-l, mă, cum stă. Ha, căzuși, fraiere! Căzuși! Ca și mine, fusese și un fraier, dar nu acum. Hai că suntem pe locul 2 din 6. Mamă, dacă am câștigat, tu îți dai seama, am pariat $300 pe mine. Deci nu că aș câștiga banii, ci nasul meu ar fi undeva pe muntele Everest. Glumeam. Tânca, fugi! Trebuie să mă controlez bine pe aici, să nu cad, să nu dau nimic. Am o rachetă, care n-am luat-o, fiindcă probabil mai am deja una. Așa, da, am deja o rachetă, asta e clar. Dar nu pot să dau și-o nimeni. Ala NPC. Așa, bun. Puștatele, fugi! Woo! Am zis să folosesc, dacă tot nu e nimeni în față. Dăm puțin cu rachete. Wow, ce țip mă acolo. Stai așa că nu dau cu rachetel. A, ăla s-a lovit, s-a lovit, s-a lovit. Ăla s-a lovit. Putem să o luăm pe aici. Suntem loc pe primul loc. Suntem pe primul loc. Fuștatele, fugi, hai că nu e nimeni prin preajmă. Deci acum trebuie să joc bine. Acum trebuie să joc perfect și am ieșit pe primul loc. Tu dai seama dacă am și pariat să ieșim pe primul loc. Care sunt șansele? Lapul 4 din 6, mamă, am deja 2. Fac, mie nu e bine, trebuie să fiu foarte atent. Că dacă nu mai cad, dacă nu mă împiedic de nimic, păi nu mai ajung acum, nu au cum. Nu au cum, că ei cu siguranță se împiedică de ceva. Numai să nu vină unul care va de la spate, știi, să-l ajungă din urmă, de fapt. Wow, stai că aici aveam probleme, aici am căzut odată. Stai că acum e presiunea mare. Și-l văd pe unul în față care stă. De ce stă ăla? A, nu stă, se mișcă. Se mișca prea încet și nu-l vedeam eu. Așa, bun, 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 bun. Ah, trebuia să dau cu rachetele ca să iau și eu nitro. Firar, uite că nu m-am gândit la chestia asta. Go, 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 go. Mamă, ce aruncă aia, ești nebun. Să luptă aia câinii pe acolo. Ah, hai că e diferența dintre mine și ăla din spate destul de mare. Asta e colțul Buclucaș, în care s-au lovit foarte mulți. Mereu zic să iau și eu pistolul ăla de acolo, dar niciodată nu reușesc. Oh, unul s-a sinucis. Cred că a dat cu racheta exact în zid când s-a apropiat de el și după aia a explodat. 5 din 6, mai avem unul. Și ne-a crescut și reputația. Apropo, suntem la level 30. Holy shit. Suntem la level 30, nu-i de acolo. Suntem și noi lumea bună, să zic așa. Mamă! What the fuck? Mă, du-te, mă. Mamă, ce... What the fuck? De ce a dat ăla în mine? What? Mamă, ce căcăcios. Ce căcăcios, nu se poate. Cât de căcăcios să fii să faci chestia asta? Oricum suntem pe primul loc, dar acum avem o șansă să pierdem. Ce căcăcios, holy shit! Holy shit! Mă, vine ăla din spate! Nu mă omori, nu mă omori! Mamă, trage și cu pistolul. Fuși, 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 fuși! Printre ei, motherfucker! Printre ei! Nu o să mai ieșim pe primul loc, nu o să mai ieșim pe primul loc! Firar, 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 firar! Goddammit! Mamă, trage ăla, ești nebun! Acum, pleacă-mă! Pleacă-mă! Și acum, îl omorăm pe ăsta! Da. Puștatele, fugi, e unul acolo care ne-a sabotat, știi, a rămas prea în urmă și după aia a tras în noi. Fugi. Nu mai prind, mamă, dacă dădeam niște rachete, acum ăla era. Ăla era, dacă mai dădeam niște rachete, deja asta cred că a luat curbele. Firar o să ajungă pe primul loc, fiindcă m-a sabotat pe mine ăla acolo. Nu-i corect. What? Nu-i corect. Nu este corect așa ceva. God damn it. Am crezut că scap și eu. Și pariasem și pe mine. Ești nebun. De, oameni. Ăla n-am mai greșit. What the fuck, n-am fost atent. Nu, respawnează-te. Respawn, gata. Hai că stai în urmă rău de tot. Ăsta nu mai are nicio șansă să câștige. Ce nasol. Mamă, și acolo era să dau un cap la cutia aia, de n-ai văzut.
Gata, am terminat. Nu mă mai omori, nu mă mai omori. Am reușit, oricum. Suntem pe locul 2, ceea ce nu-i de acolo. Sper să ne dea peste 3000. Dar oricum am avut șansa să fiu pe 1, mă, ce moftic. Hai, trebuie să așteptăm pe cretinul ăsta. Ăsta e unul din aia care dădeau noi. Da, că stă cam strategic aici. Oricum, la ce motocicletă are, e clar, ăsta e începătorul de tot. Sau nu e, nu? Care 336 level, ești nebun? What? Cum așa? Cum se poate așa ceva? Da. Banii mă interesează. Da, 8600, da! Nice, 2500 reputație, bun. Asta a fost o cursă de succes, într-adevăr. Du-te mă de aici, mă, că eu am fost pe primul loc. M-am sabotat ăla, ca altfel. Ah, mi-a luat 300 de dolari din ce-am pariat pe mine însumi. Viral! Bun, asta a fost tot pentru azi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să vă abonați și un like. Este imens apreciat și ne vedem în episodul următor. Salut!